Salutare și bine v-am găsit acest canal. Cu voi Lucian Cevan și azi facem un nou vlog. E bine, plecăm în satul Brieb, suntem în a 5-a zi în România. Și mi-a venit inspirația de a face videoclipuri. Așa că să începem. Ai priveliștile sunt uimitoare, rupte de rare. Am ieșit din Ocna și Ugatac și mergem spre satul Brieb. Drumul este ok, ușor de parcurs. Mergem drept, domnule. Deodată arată pe o întrebare. Am ajuns în satul Brieb. Acum ne coborâm să vedem ce este așa special la el. Momentan îmi place cei ce văd. O biserică în construcții. Niște clădiri impresionante, pur și simplu. Tractor vechi. O două mă dă-mi place de pus. Am ajuns la o biserică cu cimitir lângă ea. Din 1997. O poartă imensă. O poartă foarte veche. Din experiența mea de 5 zile, am înțeles că fiecare desen are un simbol pe aceste porți uriașe. Avem mult de vizitat. În acest sat se află case tradiționale din lemn. Case foarte vechi, dar și foarte frumoase, care s-au păstrat chiar și secole. Foarte frumos. O casă cu un mozaic foarte deosebit și frumos. Foarte mare. Aici avem harta satului Brieb. Aici se află coordonatele. Bremeranu, Casa Mare Hrmășeană, la Arisa, Casa Petrean, local Lud, nu știu cum, Băbou, Casa Grea Mureșănească, Căsuța din Grădină, etc. Loc pitoresc. Drumurile sunt neasfaltate. Drumurile sunt neasfaltate. Tradițional, oalele stau la uscat. Gard din lemn. Căsuțe bătrânești. Un izvor care se scurge din munți. Foarte frumos. Ok, am venit la un loc de odihnă cu aparatul și mi-a făcut o cafea lungă cu lapte și ne odihnim. Ai fanfân, ai fanfai. Acum suntem la Mara. La Mara? La Mara? Da. Nu. Obiecte confecționate de mână. Am fost pe secol băstric și nici să nu. Aici locuiți, da? Nu, așa ne fac. A pe până tor mai sunt. Dar aveți oile dumneavoastră? Nu, am cumpărat lână. Am cumpărat. Dar cum vă numiți? Ana. Ana, nu așa pur și simplu. Nu. Și a pe până tor până fac o zi bună, bună trebuie să lucru cu ea, da? Dacă n-am așa meserie. Foarte frumos. Nu.
Și cam acesta a fost satul Breb, un sat foarte frumos și cu lucruri foarte pitorești, foarte frumos. Ne auzim data viitoare.